Din nou promisiuni pentru românii cu venituri mici. Guvernul promite să majoreze salariile cu 3% pentru bugetarii cu lefuri mici. Totodată, pensiile ar putea fi mai mari, CSE-ul s-ar putea reduce pentru angajatori, iar fiscalitatea ar putea fi diminuată pentru cei cu salariul minim pe economie. Acestea sunt câteva din planurile anunțate de guvern. Dintre acestea, doar majorarea pensiilor este un obiectiv clar stabilit. Pentru a aplica doar două dintre aceste măsuri, guvernul are nevoie de câteva miliarde de lei. Deocamdată, în schița preliminară a proiecției bugetare pentru 2014, sunt prevăzute pensii majorate cu 3,75% și restricționarea tichetelor de masă și a primelor de vacanță. Pentru a-și implementa planurile, guvernul trebuie să obțină bani mulți pentru a compensa scăderea încasărilor la buget. Astfel, pentru majorarea pensiilor, este nevoie de circa 2 miliarde de lei pentru a compensa reducerea CSE la angajator de 3 miliarde, iar pentru acoperirea deficitului creat de reducerea TVA la pâine, de alte 400 de milioane de lei.